Educația are și a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ și pentru societate. Școala sprijină comunitatea și familia în educarea viitorilor adulți și integrarea lor în societate și pe piața muncii. Aceste lucruri sunt, într-o măsură sau alta, conștientizate de elevii din ziua de azi. Iată opiniile lor referitoare la educație. Elevii de liceu au perspective diferite asupra viitorului. Întrebați despre cât de importantă este educația în viața lor, aceștia ne-au spus cum văd ei rolul liceului în viitorul acestora și cât de important este sau nu profilul pe care l-au ales. Poți să-mi spui pe ce profil ești? Pe profil pedagogic, specializare învățător-educator. Și cum consider că o să te ajute acest profil în viitor? Consider că mă pregătește pe toate laturile posibile, din fiecare câte puțin, și o să pot alege mai multe drumuri în viață, să zic. O să fiu pregătit pentru oricare dintre acestea. Adică o să ai și opțiunea aceasta în viitor, nu? Da, și aceasta. Cât de în serios e tu liceul în momentul de față și cum ți se pare că se desfășoară activitatea didactică? Activitatea didactică se desfășoară cum trebuie, însă noi elevii din ziua de azi nu prea mai luăm în serios așa școala. Ne gândim că avem alte variante mai bune. Mulți se gândesc la a pleca în străinătate, să câștige chiar mai mult decât ar câștiga aici cu niște studii superioare. Dar dacă vrei să rămâi aici, în țară, consider că te-ar ajuta și trebuie să înveți pentru a găsi un job cât mai bun, potrivit. Te-ai gândit să profesezi tot în domeniu sau te gândești să urmezi o altă facultate despre un alt domeniu? Nu doresc să urmez acest domeniu. M-am gândit să îmi schimb profilul și o să urmez altă facultate. Potrivit părerilor elevilor, aceștia văd profilul pe care îl urmează uneori ca pe o a doua opțiune, alteori ca pe un profil folositor, chiar necesar pentru facultatea și cariera pe care vor să le urmeze. Întrebați fiind cât de în serios iau liceenii acest ciclu școlar, aceștia au argumentat că există diverse opțiuni pe care le iau în calcul pentru viitor și în funcție de acestea se concentrează mai mult sau mai puțin pe învățat. O parte dintre elevi consideră că se vor descurca mai bine într-o altă țară decât a lor și o altă parte spun că educația este totul pentru a excela în țara natală. De asemenea, ei pun accent pe anumite materii care consideră că le sunt de folos pentru planurile pe care aceștia și le-au făcut. Pe ce profil ești? Filobiling. Și cum ți se pare acest profil? Te pregătește pentru meseria pe care vrei să urmezi în viitor? Eu am două variante în momentul ăsta, ori profesor de istorie, ori avocat și cred că e cel mai bun profil pentru lucruri de genul. Cum crezi că acest profil o să te ajute în dezvoltarea ta personală pe viitor? Mi se pare că e cel mai bun profil pentru dezvoltare personală în general, deoarece te ajută să comunici mai bine cu oamenii, te ajută și la activități. Mi se pare că îți dă și oportunitatea oarecum să intri în mai multe activități extrașcolare și să te pregătești tu ca om în mai multe domenii, deci da. Cât de în serios iei tu educația ca adolescent al secolului 21? Depinde sincer și de materie. Mă pregătesc serios decât la câteva materii care mi se par importante, de exemplu română, istorie, engleză, pentru că cred că din moment ce mi-am ales acest profil sunt cele mai utile pentru viitorul meu. Profilul pedagogic este unul pe care elevii îl tratează cu seriozitate, dar pe care, de cele mai multe ori, îl tratează ca pe o opțiune, aceștia având alte variante de meserie pe care vor să le exercite în viitor. Serios iei tu cursurile și liceul pe care îl urmezi? Eu una iau cursurile în serios, deoarece mă ajută foarte mult și nu consider că este o pierdere de timp pentru mine. Pe ce profil ești? Pe profil pedagogic, învățător-educator. Te gândești să profesezi în acest domeniu pe viitor? Ar putea fi o opțiune. Deci păstrezi acest profil ca pe o opțiune, nu ca pe ceva de viitor sau pe întreg parcursul vieții tale? Da, însă pot să iau și în serios această opțiune, deoarece mă poate ajuta foarte mult, mai ales că este ceva și care îmi place. Dacă ar fi să profesezi în alt domeniu, în ce alt domeniu ai profesa? Probabil în poliție. Cât de important crezi că este liceul și profilul pe care îl urmezi? Eu sunt pe profil pedagogic, specializare educator-învățător și aici pot să zic că am cunoscut foarte multe persoane noi, am reușit să mă dezvolt pe mine, m-a format acest profil pe care l-am ales. Sunt mândră că pot să spun că fac parte din liceul în care sunt și că totul m-a făcut să realizez foarte multe lucruri înspre bine, în sensul că am reușit să mă dezvolt, am reușit să am parte de experiențe pe care nu le-am mai făcut niciodată, cum este practica pe care am avut-o și astăzi, practica la grădiniță, în școală, unde se întâlnesc copii mici cu situații diferite și așa înveți foarte ușor să te adaptezi.
Înțeleg că un profil vocațional vine la pachet și cu responsabilitate. Cum ți se pare acest profil și cum te descurci? Cum faci față tuturor responsabilități? Încerc să-mi canalizez timpul. Timpul e foarte important pentru mine, în sensul că încerc să reușesc să le pun pe toate așa cum trebuie la punct, fiind și președinte în cadrul Consiliului și acum că am proiecte de lecție pe care trebuie să le susțin. E un pic mai dificil, pot să spun, dar până la urmă asta te face cât mai tare și te îndrumă înspre a vrea ce e mai bun de la tine. Te gândești pe viitor să profesezi în domeniul acesta sau vrei să schimbi domeniul? Cred că schimb domeniul, adică fac pregătiri înspre medicină, medicină dentară și asta ar fi un as în mânecă al meu. Și vrei să păstrezi aceasta ca pe opțiune în viitor sau vrei să renunți la a profesa în domeniul învățământului? Nu, este o opțiune în viitor, îmi place, pot să spun că îmi place și nu mi se pare greu. Prin urmare, elevii au opinii diferite despre educație, dar consideră că aceasta are un rol fundamental în ceea ce privește integrarea socială și pe piața muncii. Aceștia se concentrează pe ce îi interesează cu adevărat în ceea ce privește alegerea lor de viitor și văd liceul ca pe o oportunitate de dezvoltare pe mai multe planuri.